Slăvit să fie Domnul! Haideți ca să ne ridicăm în picioare înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să citim un cuvânt din partea lui Dumnezeu, din Geneza, capitolul 39. O să citim de la versetul 7 la 20. Cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. Geneza, capitolul 39, versetul 7 până la 20. După câteva vreme, s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și a zis, culcă-te cu mine. El n-a voit și a zis nevestei stăpânului său, vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic afară de tine pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif, el n-a voit să se culce și să se împreuneze cu ea. Într-o zi, când intrase în casă, ca să-și facă lucrul și când nu era acolo niciunul din oamenii casei, ea l-a apucat de haină zicând, culcă-te cu mine. El i-a lăsat haina în mână și a fugit afară din casă. Când a văzut ea că îi lăsase haina în mână și fugise afară, a chemat oamenii din casă și le-a zis, vedeți? Ne-a adus un evreu ca să-și bată joc de noi. Omul acesta a venit la mine ca să se culce cu mine, dar eu am țipat în gura mare și când a văzut că ridic glasul și strig și a lăsat haina lângă mine și a fugit afară. Și a pus haina lui Iosif lângă ea până s-a întors acasă stăpânul lui. Atunci a vorbit astfel, robul acela evreu pe care ne l-ai adus a venit la mine ca să-și bată joc de mine. Și cum am ridicat glasul și am țipat și a lăsat haina lângă mine și a fugit afară. După ce a auzit cuvintele nevestei sale care îi zicea, iată ce mi-a făcut robul tău, stăpânul lui Iosif s-a mâniat foarte tare, a luat pe Iosif și l-a aruncat în temniță, în locul unde erau închiși întemnițații împăratului și astfel Iosif a stat acolo în temniță. Amin. Am vrea în clipele acestea care ne stă în față să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu și să îl rugăm pe Dumnezeu ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să înțelegem planul Său cu privire la noi, să înțelegem ceea ce vrea Dumnezeu de la fiecare dintre noi. Aș vrea să vorbesc despre soluția lui Dumnezeu pentru ispita. Ispita este o problemă chiar de la început. Imediat după creație, ispita a lucrat în inima lui Adam și Eva și aspectul acesta lucrează în fiecare zi în dreptul fiecăruia dintre noi. Nu există om de pe fața pământului care să nu fi fost ispitit. Domnul Iisus Hristos a fost ispitit. Ceea ce ne arată Cuvântul lui Dumnezeu este aspectul acesta. Cum ieșim atunci când suntem ispitiți? Ieșim biruitori sau nu ieșim biruitori? Fiecare dintre noi am căzut la examenul acesta, absolut fiecare dintre noi. Nu există om în afară de Domnul Iisus Hristos care să fi trăit sub soare și să nu fi căzut în ispită. Ceea ce ne arată Cuvântul lui Dumnezeu că sunt soluții pentru fiecare problemă atunci când avem necazuri, atunci când avem boli, alergăm la Dumnezeu cu post, cu rugăciune, cerem sprijinul fraților, a surorilor, ne rugăm înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu ne dă biruință, Dumnezeu dă vindecare. Pentru ispită, care sunt soluțiile? Și Cuvântul lui Dumnezeu, în ziua de astăzi, aș vrea să vorbesc despre aceste trei lucruri. Cu ce ispite se confruntă oamenii? Cu ce ispite se confruntă credincioșii? Apoi, în al doilea rând, ce metode folosește diavolul pentru a ispiti pe oameni? Pentru că diavolul are tot felul de metode. Și în al treilea rând, ce soluții biblice avem ca să ieșim biruitori atunci când suntem ispitiți? Dumnezeu ne arată în cuvântul Său, ispita este un îndemn din partea celui rău pe care cineva îl simte ca să păcătuiască, ca să facă ceva greșit. Ispita mai este și o probă a iubirii noastre față de Dumnezeu.
Ispita nu este doar o probă a iubirii noastre, este și o ademenire a omului să păcătuiască. Întotdeauna vedem în Cuvântul lui Dumnezeu că sunt tot felul de tentații, sunt tot felul de seducții pe care diavolul le aduce. Vorbea Duhul Sfânt în dimineața aceasta despre faptul acesta, aspectul acesta, că oamenii vorbesc unii cu alții despre anumite lucruri. Și de unde credeți că vin lucrurile acestea? Este ispita aceasta de, sau plăcerea aceasta de a vorbi de rău. Acum, chestia este că nu știu de ce se întâmplă lucrul acesta, dar sunt oameni parcă le place să vorbească rău sau să vorbească de rău pe cineva. Există dorința aceasta de a face lucrul acesta, deși nu ai nimic de câștigat din toată chestia asta. Cu ce ispite se confruntă oamenii? Cu ce ispite se confruntă fiecare credincios, poate în fiecare zi? Una dintre chestiuni care o vedem în Cuvântul lui Dumnezeu este ispita aceasta a îndumnezeirii. Atunci când diavolul, când șarpele cel vechi a venit la Adam și Eva și i-a vorbit despre faptul acesta, le-a pus în față lucrul acesta. Le-a spus, cu siguranță, dacă veți mânca din fructul acesta, veți fi ca Dumnezeu. Veți cunoaște binele și răul. Și dorința aceasta de a fi ca Dumnezeu, dorința aceasta a îndumnezeirii este chiar de la început și este o ispită atât de periculoasă pentru mulți oameni. Sunt oameni care se pun în poziția aceasta. Eu am auzit cu mult timp în urmă o persoană care a rostit în mod efectiv chiar cuvintele acestea. În italian a spus, Gesù Cristo in questo posto sono io. Și l-am auzit repetând lucrul acesta de mai multe ori cât am stat acolo, la Roma. Sunt oameni care cedează aceste ispite. Sunt oameni care vor ca să se pună în locul lui Dumnezeu. Și vedem în Sfânta Scriptură oameni care s-au pus în locul lui Dumnezeu, au încercat să se pună în locul lui Dumnezeu. Vedem oameni care au pretins închinare, deși sunt doar oameni. Și ne arată Biblia ce final au făcut, ce sfârșit au făcut oamenii aceștia care au încercat să se pună în locul lui Dumnezeu. Ispita aceasta îndumnezeirii sau ispita aceasta de a arăta cine ești tu între ceilalți, cine te crezi între ceilalți, e o ispită atât de periculoasă și sunt oameni care cad prada acestei ispite. Nu numai ispita dumnezeirii, dar îndumnezeirii, dar este ispita aceasta a îmbogățirii. Ispita îmbogățirii care vine în inima multora. Și Cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne spună lucrul acesta că este o problemă foarte serioasă cu care oamenii se confruntă. Oamenii care vor ca să se îmbogățească și Cuvântul lui Dumnezeu ne arată dacă se poate să fiu ajutat de frații de la media în Proverbe, capitolul 1, versetul 10 în jos. Spune Cuvântul lui Dumnezeu în Proverbe 1 cu 10. Fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească, nu te lăsa câștigat de ei. Dacă îți vor zice, vino cu noi, haidem să întindem curse ca să vărsăm sânge, să întindem fără temei lațuri celui nevinovat, haidem să înghițim de vii ca locuința morților și întregi ca pe cei ce se coboară în groapă, vom găsi tot felul de lucruri scumpe și ne vom umple casele cu pradă. Vei avea și tu partea la fel cu noi, o pungă vom avea cu toții. Fiule, să nu pornești la drum cu ei, abateți piciorul de pe cărarea lor.
Ispita aceasta îmbogățirii, poate nu vor veni oamenii să-ți vorbească chiar în felul acesta. Nu-ți vor rosti cuvintele acestea. Dar e cineva care în inima ta poate să pună gândul acesta al îmbogățirii. E cineva care poate să îți pună gândul acesta: dacă ai avea mai mulți bani, ai fi altfel, ai trăi o viață diferită. Și există metoda aceasta a diavolului ca să pună în mintea credincioșilor tot felul de gânduri nesăbuite. Aș vrea în ziua de astăzi să înțelegem că această ispită cu care se confruntă oamenii, cu care se confruntă credincioșii, ispita aceasta a îmbogățirii. O altă ispită, ispita preacurviei. În Proverbe 7 de la versetul 6 în jos, Proverbe 7 de la versetul 6, stăteam la fereastra casei mele și mă uitam prin zăbrele. Am zărit printre cei neîncercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. Trecea pe uliță la colțul unde stătea una din aceste străine și a apucat pe calea ducea spre locuința ei. Era în amurg. Seara, în noaptea neagră și întunecoasă, și iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă și cu inima șiriată. Era bună de gură și fără astâmpăr, picioarele nu-i puteau sta acasă. Când în uliță, când în piețe, pe la toate colțurile stătea la pândă, ea l-a îmbrățișat și l-a sărutat și cu o față de rușine i-a zis: eram datoare cu o jertfă de mulțumire, azi mi-am împlinit juruințele. De aceea ți-am ieșit înainte ca să te caut și te-am găsit. Diavolul îi caută pe oameni și nu se uită dacă este Iosif, fiul lui Iacov. Nu se uită. Nu se uită la statutul spiritual care îl are. Nu se uită la sex. Nu se uită la vârstă. Nu se uită dacă ești tânăr sau că ești în vârstă. Nu se uită la lucrul acesta. Ispita aceasta este o ispită cu care se confruntă toți. Și diavolul vine la inima multora și caută, dar în mod special îi caută pe tineri. Și este fraza aceasta: l-am găsit. L-am găsit. E o ispită. Ispita îmbuibării. O altă ispită. Ispita îmbuibării. Care este, să zic așa, lucrurile care în vremea aceasta se pune accentul foarte mult în viața cotidiană? Nu e așa că există comerțul acesta de a prezenta mâncarea în tot felul? Se cheltuie milioane de euro pentru a face tot felul de rețete culinare și îmbuibarea începe să crească într-un mod exagerat. Se pune accentul pe mâncare mai mult ca oricând. În vremea aceea, când noi trăiam în România și când poate ne mulțumeam cu lucruri ieftine, cu lucruri mărunte, cu lucruri care era destul doar să mâncăm ceva la amiază. Atunci când pâinea era raționată, când alimentele de bază lipseau, era sărăcie lucie. Gândiți-vă la diferența aceasta când se merge dintr-o extremă în alta, de la o extremă la o altă extremă, diavolul câștigă foarte ușor. Unde nu mai există echilibru. Și diavolul vine cu ispita aceasta a îmbuibării și Biblia vorbește despre îmbuibarea cu mâncare. Și un lucru care trecem foarte nepăsători pe lângă lucrul acesta. Dar s-ar putea ca aspectul acesta al îmbuibării să îndepărteze pe cineva de casa lui Dumnezeu. Să îndepărteze de relația cu Dumnezeu. Pentru că ispita asta nu se împacă bine cu postul. Nu are nicio treabă cu o relație reală cu Dumnezeu. Atunci când celor trei tineri li s-au prezentat bucatele împăratului, au refuzat acele bucate. Nu că lucrurile în sine erau păcătoase, ci pentru că oamenii aceștia puteau să fie duși în cursa aceea în care să trăiască doar pentru lucrurile acelea.
O altă ispită este ispita legalismului. În Faptele Apostolilor, capitolul 15, versetul 10, ispita legalismului. E o chestiune foarte serioasă, poate cineva nu se gândește la lucrul acesta. Faptele Apostolilor, capitolul 15, versetul 10. Acum, dar, de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții voștri, nici noi, nu l-am putut purta? De ce facem lucrul acesta? Ispita asta a legalismului. Ca și cum, dacă mai punem noi o greutate pe umărul cuiva, e mai bine așa. Noi suntem mântuiți prin har, prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Noi suntem binecuvântați de Dumnezeu cu cuvântul acesta, să-L citim, să-L învățăm și să-L trăim. Noi suntem binecuvântați de Dumnezeu ca să urmărim cuvântul lui Dumnezeu și să trăim ceea ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce ne învață cuvântul Domnului Iisus Hristos, să ne iubim unii pe alții, să ne dăm viața în totalitate Lui și să nu punem anumite poveri pe umerii noștri și pe umerii altora care nu pot ca să le ducă acele poveri. Și în toată istoria noastră, asta apropiată a bisericii, vedem cum ispita legalismului a dus până la dezbinarea bisericilor. A dus până la probleme serioase în relațiile pe care le avem între noi în biserică, relațiile care le putem avea în familiile noastre, relații pe care le avem cu frații noștri, cu surorile noastre, și ispita aceasta a legalismului este pretutindeni. Și lucrul acesta de a privi pe alții de sus, toți sunt păcătoși, numai eu sunt sfânt. Și lucrul acesta care diavolul îl aduce în mintea multora, o ispită atât de periculoasă și care, cu părere de rău, spun, de foarte multe ori se cedează în fața acestei ispite. În al doilea rând, ce metode folosește diavolul ca să ispitească pe oameni? Care este modul celui rău de a ispiti pe oameni? Unul dintre lucruri pe care îl folosește diavolul atunci când vine să ispitească pe cineva este îndoiala. Atunci când a venit la Eva și a spus, oare cu adevărat Dumnezeu așa a spus? Și întrebarea aceasta sau modul acesta cum diavolul a venit în fața Evei a creat un semn de întrebare în mintea ei. Când șarpele, când diavolul a venit în fața Domnului Iisus, i-a spus, dacă ești cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, fă asta. A încercat să pune exact aceeași modalitate care a venit în fața Evei, numai că Domnul Iisus nu a cedat în fața celui rău. Îndoiala în cuvântul lui Dumnezeu, îndoiala aceasta care a dus-o cel rău și care o aduce în mintea multora. De aceea în ziua de astăzi, tu ești aici în casa lui Dumnezeu, tu crezi cu adevărat în Dumnezeu 100%? Îl crezi pe Dumnezeu pe cuvânt? Dacă noi credem în Dumnezeu 100%, de ce de multe ori ne îndoim de cuvântul Său? De ce ne îndoim de cuvântul scris al lui Dumnezeu și de ce ne îndoim de ceea ce ne vorbește Duhul Sfânt? De ce ne îndoim? Diavolul vine cu metoda aceasta și este atât de ușor să câștige inima multora. El are reușită 100% în momentul în care el reușește să te pună în postura aceasta de om îndoielnic. Când ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, noi nu avem voie să ne îndoim. Când suntem în prezența lui Dumnezeu, noi nu avem voie ca să ne îndoim în inima noastră. El a venit în felul acesta, cu îndoiala. Și a pus semnul acesta de întrebare. Oare cu adevărat? Oare cu adevărat? Știți care este aspectul cu care vine diavolul în vremea aceasta, în viața multora? Dumnezeu nu te mai iubește. Și oamenii aceștia pun la îndoială dragostea lui Dumnezeu, iubirea lui Dumnezeu. De ce de multe ori mulți tineri vor să-și pună capăt zilelor? De ce credeți că vor să facă lucrul acesta?
este că ei pun la îndoială dragostea lui Dumnezeu, pun la îndoială dragostea părinților, pun la îndoială dragostea bisericii. Ei pun la îndoială totul ceea ce este depus la îndoială. Și astăzi Dumnezeu vrea să ne spună faptul acesta că diavolul folosește metoda aceasta a îndoielii. Și în felul acesta avem îndoială cu privire la Dumnezeu, avem îndoială cu privire la familie, avem îndoială cu privire la biserică, avem îndoială cu privire la cuvântul lui Dumnezeu, avem îndoială cu privire la lucrarea Duhului Sfânt și avem tot felul de îndoieli și lucrul acesta ne duce departe de fața lui Dumnezeu. O altă metodă pe care o folosește diavolul este persuasiunea. Știți care este aspectul care îl vedem aici în cuvântul acesta care l-am citit aici în Geneza? Este că femeia aceasta venea în fiecare zi la Iosif. Și persuasiunea înseamnă insistență. Nu cedezi astăzi, dar cedezi mâine. Și dacă nu cedezi mâine, vei ceda poi mâine. Și ispita aceasta, diavolul acesta vechi, șarpele acesta vechi, va veni până când tu vei ceda. Și Iosif a plătit cu prețul libertății lui, dar nu a cedat. Diavolul folosește metoda aceasta de a insista în viața oamenilor. Și de aceea este foarte bună continuitatea spirituală, sau nu numai continuitatea spirituală, ci este foarte bună trăirea într-un mod continuu după voia lui Dumnezeu, adică să ai grijă tot timpul să veghezi, să nu cedezi ispitelor. Când cei trei tineri au fost acolo în lupta aceea spirituală care ei au avut-o, oamenii aceștia sau tinerii aceștia au fost oameni statornici în credința lor. Ei nu au pus la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Ei au spus așa, și dacă Dumnezeu nu ne va scăpa, noi nu ne vom închina. Acolo a fost o chestiune, o luptă spirituală enormă. Oamenii aceștia nu au cedat, Iosif nu a cedat. O altă metodă pe care diavolul o folosește este lăcomia, lăcomia în sine. Lăcomia locuiește în inima multor oameni. Poate nu o lăcomie din aceasta exagerată, dar diavolul știe să o folosească. Și el se folosește de lucrul acesta și, credeți-mă, am văzut situații când eram mai tânăr, când atunci când au început să vină ajutoare în perioada aceea, în anii 90, la început, când au început să vină ajutoare din străinătate în România, am văzut faptul acesta și am rămas uimit cum au reacționat mulți credincioși în fața la lucrurile respective. Am rămas uimit. Sunt câteva tablouri care au rămas în mintea mea care nu le uit. Pentru că nu am putut crede așa ceva. Până unde s-a ajuns? Și am văzut cât de mult poate să stăpânească lăcomia în viața oamenilor. Și nu vorbesc de oameni din afară, vorbesc de oameni credincioși din biserică. Există acel moment în care diavolul vine cu lăcomia și poate câștiga pe cineva. Și lucrul acela poate să fie fatal din punct de vedere spiritual. Un alt lucru este pofta în sine. În Iacov, capitolul 1, versetul 13 până la 15, Iacov, capitolul 1, de la 13 la 15, Iacov spune foarte clar lucrul acesta, nimeni nu este ispitit, nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul, odată făptuit, aduce moartea. Diavolul folosește pofta care este în inima omului. Și diavolul ne cunoaște pe fiecare. Diavolul ne cunoaște mai mult decât credem noi. El se folosește de slăbiciunile fiecăruia. Diavolul folosește pofta. Și acum depinde de la persoană la persoană. Fiecăruia îi place ceva anume. Fiecăruia îi place ceva anume.
unuia poate să-i placă mâncarea bună. Și diavolul se folosește de acel lucru. Unuia îi place, ce știu, de o fată sau de un băiat și diavolul folosește pofta respectivă. Un altuia îi place să se îmbogățească sau îi place să imaginea lui să arate în fața altora bine. Și diavolul se folosește de pofta respectivă. Și sunt foarte multe lucruri, dar tu știi lucrul care îți place ție. Diavolul se folosește de acel lucru. Și lucrul acela poate să te aducă să păcătuiești. De aceea noi suntem chemați să avem grijă de poftele care sunt în inima noastră, de acele lucruri care domină în viața noastră. Și nu există, eu nu cred că în locul acesta este cineva care să nu aibă în el o anumită poftă, pentru că trăim în trupul acesta, suntem vii. Trupul acesta își cere lucrurile care îi place lui, care îi plac lui. Și Apostolul Pavel vorbește despre faptul acesta. O altă ispită pe care diavolul o folosește este promisiunea. Promisiunile. Care a fost metoda diavolului când a venit la Domnul Iisus Hristos ca să îl ispitească? I-a arătat toate împărățiile lumii. Nu știm în ce formă i le-a arătat diavolul Domnului Iisus, dar i-a arătat toate acele lucruri, dar i-a făcut o promisiune. Dacă te vei închina mie, ți le dau ție. Și diavolul vine cu tot felul de promisiuni în fața multora și face promisiuni de tot felul. Promisiunile, în general, el nu poate să și le țină, pentru că nu poate să le aducă la îndeplinire. Singurul care poate ca să ne satisfacă este Dumnezeu. Singurul care poate să se țină de cuvânt este Domnul Iisus Hristos prin Duhul Sfânt. El poate ca să facă ceea ce promite. Și vedem în cuvântul lui Dumnezeu faptul acesta că El este cu noi în fiecare zi, El ne dă binecuvântarea sa, El ne poartă de grijă, El este acela care lucrează și ne binecuvintează. În al treilea rând, care sunt soluțiile biblice pentru a birui ispita? Care este modul de a ne păstra curați în fața ispitelor cu care ne confruntăm în fiecare zi? În primul și în primul rând, noi suntem chemați ca să ne folosim de cuvântul Său. Cuvântul lui Dumnezeu este hrana noastră, cea de toate zilele. Cuvântul lui Dumnezeu este acea hrană care ne ajută, care ne dă biruință atunci când suntem ispitiți, așa cum a fost cazul Domnului Iisus Hristos, așa cum psalmistul în psalmul 119 pune întrebarea aceasta: cum aș va ținea tânărul curată cărarea, îndreptându-se spre cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este acela care ne dă biruință. Dumnezeu este acela care lucrează în viața noastră și putem să ne folosim de cuvântul lui Dumnezeu. În al doilea rând, una dintre metode care le avem la dispoziția noastră ca să biruim ispita este rugăciunea. Rugăciunea este modul atât de bun de a birui orice ispită, orice problemă, și vedem cuvântul lui Dumnezeu ne arată pe cei trei tineri, pe Daniel, omul lui Dumnezeu, un om al rugăciunii care, indiferent de legile care s-au dat, indiferent de lucrurile cu care s-a confruntat, este o persoană și un exemplu al rugăciunii. Rugăciunea este aceea care, prin care Dumnezeu lucrează în viața noastră. Rugăciunea nu are de a face doar cu faptul acesta că Dumnezeu ne răspunde la rugăciunea noastră. Rugăciunea, eu consider faptul acesta că prin rugăciune Dumnezeu transformă viața noastră. Prin rugăciune este transformat caracterul nostru. Atunci când ne rugăm, voința noastră se supune voii lui Dumnezeu. Rugăciunea, atunci când noi ne rugăm, noi ne punem sub autoritatea lui Dumnezeu. Când Domnul Iisus Hristos s-a rugat în grădina Ghețimani și s-a rugat ca Dumnezeu Tatăl să îndepărteze paharul acela care avea să-l bea apoi pe cruce, în dealul Golgotei,
El s-a rugat ca paharul respectiv să fie îndepărtat de la el. Dar în final el se roagă, Tată, facă-se voia ta. În momentul în care noi ne rugăm, noi ne punem sub autoritatea lui Dumnezeu și noi trăim în voia lui Dumnezeu. Adică nu primim doar răspuns la rugăciune, ce știu, vindecare, biruință în problema care o avem când ne rugăm, ci noi, ca și copii al lui Dumnezeu, ne punem sub autoritatea sau sub voia lui Dumnezeu atunci când ne rugăm. Dar nu numai rugăciunea este o soluție pentru a ieși biruitor în ispită. A fi treaz, a veghea, a fi atent la fiecare lucru care ni se poate întâmpla. Folosim, ce știu, în domeniul acesta, pentru că majoritatea de aici avem permis de conducere și știm lucrul acesta. Dacă nu suntem atenți la un cartel sau un semn de circulație și încălcăm o lege, putem fi pasibili de o amendă, dar dacă scăpăm cu amendă, e bine. Dar dacă nu suntem atenți, nu veghem la ceea ce facem atunci când conducem, putem să omorăm un om. Nu e același lucru. A fi treaz, a fi treaz din punct de vedere spiritual, este foarte important, pentru că un lucru poate să ne conducă la un păcat care să cădem pentru totdeauna de la fața lui Dumnezeu. A fi treaz este o soluție, a fi totdeauna atent la ceea ce gândim, la ceea ce spunem, la ceea ce facem. A fi atent cu gândurile tale, a fi atent cu vorbele tale, a fi atent cu comportamentul care îl ai în contextul în care te afli, pentru că acel comportament poate să fie nociv pentru cineva. Poate să afecteze viața cuiva. A fi treaz. Și Dumnezeu pune lucrul acesta la îndemâna noastră. Să fim atenți la fiecare lucru. A nu trăi indiferent, pentru că indiferența respectivă poate ca să ne coste. Nu numai a fi treaz, dar Dumnezeu mai pune un alt lucru. Iubiți frați și surori, noi trebuie să ne aducem aminte de ceva. Trebuie să ne aducem aminte de legământul pe care l-am făcut cu Dumnezeu. Noi, fiecare, am încheiat legământ cu Dumnezeu și atunci când am încheiat legământ cu Dumnezeu, am spus, îl vom sluji pe Dumnezeu până la moarte. Și vedem cum aspectul acesta este tot mai mult călcat în picioare. De ce? Nu mai suntem conștienți de faptul acesta că legământul pe care îl avem, îl avem cu Dumnezeu. Încheiem legământ cu Dumnezeu în apa botezului, încheiem un legământ cu soțul sau cu soția atunci când ne căsătorim. Și sunt legăminte care sunt foarte importante. Noi trebuie să ne aducem aminte că noi avem un alt statut. Că statutul nostru este un statut de copii ai lui Dumnezeu. Și că noi de acest legământ trebuie să-l luăm în modul cel mai serios. Adică aspectul ăsta nu e o joacă. Biserica nu e o glumă. Familia nu e o glumă. Lucrurile acestea sunt lucruri importante în viața noastră. Suntem aici pentru că noi ne identificăm ca și copii ai lui Dumnezeu. Ne identificăm ca și oameni răscumpărați din mocirla păcatului și aduși la viață prin jertfa de la Golgota. Duhul Sfânt este acela care a lucrat înnoirea din nou în inima noastră, în viața noastră. Duhul Sfânt este acela care lucrează sfințirea în viața noastră și noi nu trebuie să îl întristăm pe Duhul Sfânt în fiecare zi. Sunt oameni care nu-și mai aduc aminte de legământul acesta, au uitat ce s-a întâmplat în trecut. De aceea, Dumnezeu să ne binecuvinteze să ne amintim de legământul pe care l-am făcut cu Dumnezeu, pentru că Iosif, când a venit soția stăpânului său în fața lui, el i-a amintit de lucrul acesta. I-a amintit de statutul care ea îl are. O altă soluție pentru a birui ispita este să cerem călăuzire din partea lui Dumnezeu. Acele călăuzire din partea lui Dumnezeu. Sunt oameni care se duc în două extreme diferite. Sunt oameni care cred că n-ai nevoie de Dumnezeu chiar în toate lucrurile, chiar și în lucrurile pământești. Da, n-ai nevoie și se încred în ei.
Și sunt oameni care se duc în extrema aceea în care, în mod efectiv, pun totul în baza lui Dumnezeu, în sensul că sunt anumite aspecte în care Dumnezeu ne-a dat nouă discernământ să alegem pe baza Sfintelor Scripturi. Adică sunt aspecte pe care noi le găsim în Biblie, pe care Dumnezeu nu trece peste Biblie și nici Duhul lui Dumnezeu nu trece peste Biblie și noi trebuie să ne ghidăm după ele și sunt lucruri specifice în care noi trebuie să îi cerem călăuzire lui Dumnezeu. Și în viața de zi cu zi, noi trebuie să avem călăuzire din partea lui Dumnezeu pentru ca să nu ajungem apoi să cădem în ispită. Ai cere lui Dumnezeu călăuzire în domenii în care nu le găsim în Biblie. O altă metodă sau o altă soluție pe care noi putem ca să ieșim biruitori în ispită este a folosi armele pe care Dumnezeu ni le-a pus, așa cum vorbeam despre aspectul acesta, toate armele pe care le găsim în Cuvântul lui Dumnezeu în Efeseni, capitolul 6, unde Apostolul Pavel vorbește efesenilor despre aceste arme ale luminii. Și o altă soluție biblică pentru a birui ispita este ceea ce spunea Pavel lui Timotei. Fugi repede. Fugi repede. Sunt ispite cu care nu ne putem pune cu ele mintea pentru că nu vom ieși biruitori niciodată. A fugi repede, așa cum a făcut Iosif. Pe Iosif l-a costat câțiva ani de închisoare pentru că a fugit. Dar a rămas curat. A fugit de ispită. Dumnezeu să ne dea putere să stăm departe de acele lucruri care ne împiedică din punct de vedere spiritual. Să stăm departe de acele lucruri care conștientizăm că suntem vulnerabili. Dumnezeu ne vorbește în ziua de astăzi că să ne păstrăm curați în această vreme în care trăim, pentru că diavolul are răbdare ca să ne aștepte și Dumnezeu vrea să ne pună la adăpost. Dumnezeu să ne dea putere să ne luptăm, să avem întotdeauna în inima noastră cuvântul Său, să avem în inima noastră Duhul Său cel Sfânt, să avem lumina Sa, să avem călăuzirea Sa, să avem puterea Sa pentru ca să ieșim biruitori în orice luptă spirituală. Domnul este acela care dă har, dă biruință, dar fiecare dintre noi suntem chemați la lupta spirituală. Dumnezeu ne pune în fața noastră cuvântul Său, ne dă Duhul Său cel Sfânt, ne dă putere să ieșim biruitori și Domnul să ne ajute în continuare să ne luptăm lupta aceasta bună, să căutăm să facem voia Sa, să Îl slujim pe El, pentru că este o vreme grea. Și în vremea aceasta grea, Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze ca să fim oameni după voia lui Dumnezeu și să Îl slujim pe El. Duhul lui Dumnezeu, Dumnezeu îl dă doar acelora care se păstrează curați, Duhul lui Dumnezeu, Dumnezeu îl dă acelora care își pun inima să Îl slujească pe Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, Dumnezeu îl dă acelora care Îl caută pe Dumnezeu și e o vreme specifică în care Dumnezeu ne cheamă să ne păstrăm curați din toate punctele de vedere. De ce darurile Duhului Sfânt nu se mai dau din partea lui Dumnezeu în ultima vreme? De ce lucrul acesta? Pentru că în cea mai mare parte oamenii cad în tot felul de ispite. Lucrarea Duhului Sfânt are de a face cu mintea omului, lucrarea Duhului Sfânt are de a face cu ochii, lucrarea Duhului Sfânt are de a face cu urechile fiecăruia, are de a face cu sentimentele, are de a face cu inima omului. Și diavolul știe că dacă îi ispitește pe oameni în domeniile acestea, nu poți ca să fii un slujitor bun al lucrării Duhului Sfânt. Și el caută atât de mult să ispitească și să murdărească viața oamenilor, viața credincioșilor. Suntem chemați în această vreme să ne luptăm, să nu cădem în ispită.
Suntem chemați în această vreme să ne păstrăm curați înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu și să trăim în unitate înaintea lui Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să ne binecuvinteze din punct de vedere spiritual. Binecuvântarea spirituală Dumnezeu o dă în momentul în care persoana se păstrează curată, familia se păstrează curată, biserica se păstrează curată, tineretul și cei în vârstă se păstrează curați și viața noastră, dacă este curată înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu poate să ne binecuvinteze cu binecuvântările sale. Dumnezeu are nevoie de vase spirituale, Dumnezeu are nevoie de oameni care să-L slujească pe Dumnezeu la toate nivelele. Dar problema aceasta a ispitei e o problemă serioasă în viața majorității credincioșilor. Și Dumnezeu ne vrea curați. Vrea să avem caractere curate, vrea să avem viață curată, să avem haine spirituale curate. Vrea să avem o viață cu adevărat trăită după voia lui Dumnezeu. Iosif a plătit prețul și a plătit un preț scump. Cei trei tineri, împreună cu Daniel, au plătit prețul. Au plătit un preț scump. Dar Dumnezeu le-a dat biruință. Astăzi se cade la cele mai mărunte examene. E vremea ca să stăm înaintea lui Dumnezeu cu cea mai mare maturitate și să rugăm pe Dumnezeu ca Dumnezeu să se atingă de noi. Să avem o viață sfântă, o viață curată și să nu mai ieșim biruiți de ispită și de cel rău, ci să ieșim biruitori în ispită și Dumnezeu să ne ajute, să ne binecuvinteze la aceasta, să fim curați înaintea Domnului. Amin.